Crucea Roșie Călăraș, în colaborare cu Primăria Municipiului Călăraș, a implementat un nou proiect numit Căsuța cu Suflet. În cadrul proiectului a fost înființat un cabinet psihologic unde, în mod gratuit, persoanele fără posibilități financiare pot beneficia de consiliere psihologică, terapie, logopedie sau art-terapie. Înscrierile se fac la cabinetul psihologic din sediul Crucii Roșii Călăraș. Astăzi inaugurăm proiectul Căsuța cu Suflet. Este un proiect al Crucii Roșii Române, filiala Călăraș, în colaborare cu Primăria Municipiului Călăraș. Este un proiect care se adresează persoanelor defavorizate de la noi, din municipiu. În ce constă proiectul? Am organizat la sediul Crucii Roșii Călăraș un cabinet psihologic social. Asta ce înseamnă? Că persoanele care sunt cu nevoi financiare se pot adresa Crucii Roșii Călăraș, acestui cabinet, pentru consiliere și terapie psihologică de specialitate. Ne adresăm prin acest proiect persoanelor defavorizate care nu își permit o consiliere și o terapie psihologică într-un cabinet psihologic de la noi din oraș. Sunt foarte mulți copii care nu au părinți sau care au părinții plecați în străinătate, care au nevoie de consiliere și terapie psihologică. Sunt persoane șomerii care dintr-o dată se trezesc fără obiectul muncii și sunt puțin debusolați și poate au nevoie de îndrumare. Persoane care au dependențe, diverse dependențe, de la alcool, tutun, droguri. Putem să acordăm consiliere psihologică și mamelor care au probleme, gen mame alungate, violența împotriva femeilor, violența în familie. Toate aceste tipuri de nevoi, noi le putem acoperi. De asemenea, venim în sprijinul CRAE Călăraș. Nu știu că exactitate ce înseamnă aceste inițiere. Centrul Județean pentru Resurse și Abilități Educaționale. Mulțumesc frumos! Și de asemenea psihologilor din școli. Pentru adică că sunt și puțin... pentru acel centru? În ce scuze că m-am... Niciun pentru centru serviciile psihologice? Pentru cei venim care în ajutorul lor pentru că și ei sunt număr limitat și noi putem să suplinim și să suplimentăm aceste ore de consiliere psihologică. Și eu oricum sunt numai pentru copii. Da. Pentru adulți, noi putem... Poate au nevoie și părinții până la urmă. Întotdeauna la consiliere și părinții. Siguranța. La ședințele de consiliere trebuie să fie prezenți copiii împreună cu părinții, pentru că este mult mai corect așa. De asemenea, venim în sprijinul psihologilor din școli și din licee, pentru că sunt puțini și sunt foarte aglomerați și este cazul să acordăm și noi o mână de ajutor. Cine va oferi consiliere psihologică? Consiliera psihologică, în principal, va fi psihologul nostru, Georgiana Nicolae, care este și voluntar de Cruce Roșie, doamna Buiac, care este și voluntarul nostru, și Mariana Năstase, de la CJRAE Călăraș. Cine va beneficia, cum ați întrebat mai devreme, persoanele care fac dovada că au venitul de maxim 600 de lei pe cap, pe membru de familie, și asta ne luând în considerare alocația copiilor, clar, după încheierea unui contract, pentru că, așa cum spunea și Georgiana, în cazul de logopedie, dacă lucrezi o oră pe săptămână cu logopedul și nu lucrezi tu ca părinte acasă, e mult prea greu și rezultatele sunt foarte, se lasă greu așteptate. Și prin contract părintele își asumă că va continua munca acasă? Părintele înțelege că copilul va beneficia de 8 ore de consiliere, una pe săptămână, înseamnă 2 luni de zile, și își ia angajamentul că va lucra și el cu copilul acasă, ca să avem rezultate cum trebuie, să avem rezultate în principal. Unde puteți fi găsiți? Persoanele interesate unde se pot adresa dacă vor să beneficieze de acest proiect? Căsuța cu Suflet se află la sediul Crucii Roșii Călăraș, strada Prelungirea București, numărul 24, bloc M19, etajul 1, apartamentul 1. În parter, adică aici, unde suntem noi. Este un bloc cu direcția de sănătate publică. Așa un astfel de proiect a mai fost implementat și la nivelul altor județe? Sau? Nu, deci în Crucea Roșie Română suntem primii și nu știu să mai existe în țară un cabinet psihologic social. Aici ne bucurăm
de sprijinul primăriei Călăraș, așa cum am mai spus, pentru că ei au fost întotdeauna partenerii noștri în toate acțiunile noastre și acum au zis că pot să ne sprijine. Și te-am felicitat că ai făcut această propunere și astea și de fiecare dată o să fim alături de voi. Da, iar domnul primar ți-a propus să extindem în timp această activitate și sperăm să reușim să fie un ajutor pentru cetățenii municipiului, pentru cei care s-au avut situații dificile. Eu consider că este un ajutor acest cabinet psihologic. Acum mai depinde și de oameni să vedem cum consideră ei. Și dacă va exista disponibilitate din partea psihologilor, poate extindem și la nivelul unor comune, unde va exista disponibilitate din partea primăriilor, din partea primărilor, pentru suportarea unor costuri, pentru că nimic nu e gratis. Și eu cred că și în mediul rural ar trebui încercat, pentru că și acolo sunt foarte mulți copii cu părinții plecați la muncă în străinătate. Și acolo sunt părinți care sunt dependenți de alcool sau de alte obiceiuri rele, ca să le spunem așa, și oricum partea de psihologie sau consiliere școlară în mediul rural există o lipsă sau există există lipsă totală sau există mare nevoie, pentru că nu există în mediul rural, din ce știu eu, cel puțin în județul Călăraș, nu există niciun consilier școlar. Există probabil undeva în Călăraș, poate și Oltenița, la vreo școală, undeva, dar în mediul rural știu că nu avem așa ceva și chiar cred că ar trebui să începem. Că orice început e greu, dar în momentul în care se face într-o localitate, două, după aceea, probabil că se va multiplica proiectul. Un exemplu bun la care reușite, atunci adoptă așa. Important este să găsim persoanele potrivite. Mă bucur că pentru Călăraș am găsit... Conștientizare foarte bună a acestor persoane care vor avea parte de consiliere psihologică. Adică psihologii să fie foarte implicați și să le se explice părinților, în special ceea ce trebuie să facă pentru copiilor. Pentru că, practic, pe un copil, părintele îl formează, indiferent cât de bun sau rău ar fi copil, ceea ce nu există copil rău, dar sunt foarte mulți, din experiența mea, sunt foarte mulți părinți care vin cu copiii și acuză probleme copiilor. Dar, de fapt, problema nu este la copii, ci este la părinte. Și trebuie o conștientizare foarte, foarte serioasă a părinților. Există un proiect pentru... care deocamdată cred că e mai mult pe hârtie cu învățarea permanentă și eu cred că dacă am înțelege mai multe instituții și mai mulți primari că ar trebui în primul și în primul rând să învățăm pe părinți cum să-și ajute copiii și să-i protejeze. Din păcate, părinții, nu știu ce se întâmplă cu ei, cu majoritatea, nu mai au nici interes, poate că nici nu se face suficient, dar eu cred că ar trebui la momentul ăsta, din ce simt eu, nu numai la mine în localitate, la nivelul mai multor localități și la întâlnirile pe care le am și cu colegii ceilalți primari, că ar fi mare nevoie de o școală a părinților. Da, cu siguranță. E mare, mare nevoie, eu, prin natura profesiei mele de învățător, țin foarte mult legătura cu școala. Nu sunt străine nici psihologia, nici pedagogia și nici alte activități care ajută la formarea și la educarea omului. Și vreau să vă spun că este o lipsă acută de educație a părinților din foarte multe puncte de vedere. Și cred că aici, da, nu cred că e numai treaba Crucii Roșii. Asta este un proiect special și un proiect de suflet al Aurei și nu numai al ei, dar cred că multiplicat ar fi benefic. Proiectul se derulează pe o anumită perioadă? Fiind proiect pilot, pentru prima o să-i dăm o dată, o să începem pentru un an de zile și în urma analizelor pe care le vom face și a rezultatelor pe care le vom avea și a parteneriatului cu Primăria Călăraș, vom dezvolta proiectul și sau îl vom prelungi. Persoanele cu venituri mici, din câte ați spus,
pot beneficia de proiectul dumneavoastră și prin intermediul primăriei, de exemplu, dacă asistența socială din cadrul primăriei identifică anumite persoane cu anumite nevoi. În principal, persoanele care vor veni din partea direcției, cu recomandare din partea direcției de asistență socială, pentru că ei sunt primii care află de cazurile sociale sau situațiile grele de la noi din oraș, aceștia sunt preluați și consiliați. Dar direcția de asistență socială este foarte importantă în această proiect. Ați adus în discuție copiii cu părinți plecați în străinătate, apoi ați spus că pot beneficia de acest program copiii însoțiți cu părinți. De exemplu, dacă nu au părinții în țară sau din alt motiv nu au părinți, pot veni în momentul în care părinții sunt plecați în străinătate, copiii sunt lăsați pentru la grijă unui tutor. Deci și atunci, că e mătușă, că este cineva din asistența socială, un aparținător, cu siguranță trebuie să fie însoțit. Asta este o măsură de precauție. Primul curs, prima consultație, când va fi? Păi proiectul începe astăzi și prima consultație va fi mâine, la ora 2. Acum este în funcție de solicitări. Da. Dacă da, astăzi abia am dat drumul, n-am vrut să fac publicitate până acum, pentru că am zis să fie așa, un wow, dintr-o dată. Și cu siguranță solicitările. Sper să vă placă și cabinetul. Aici suntem în sala de ședințe a Crucii Roșii Călărași și eu sunt convinsă că vom avea rezultate. Deci tot ce am făcut noi, am făcut cu suflet. De-aia se și numește căsuța cu suflet și întotdeauna am avut rezultate foarte bune. Eu mă bucur foarte tare că avem astăzi aici reprezentanții jandarmeriei și ai Iisus Călărași. Eu, Crucea Roșie, a avut o foarte bună colaborare și cu jandarmeria și cu Iisus întotdeauna. Și sper ca și în cazul ăsta, în acest centru, pentru acest cabinet psihologic, să avem o colaborare bună. Pentru că și Iisus și jandarmeria se lovesc de foarte multe cazuri și voi știți dacă persoanele respective pot beneficia de aceste servicii pe care noi le oferim în mod gratuit cetățenilor. Cu siguranță, instituția noastră va sprijini eforturile Crucii Roșii și, la fel ca întotdeauna, aveți parte de tot concursul nostru în orice fel de acțiuni, fie că sunt pe partea de identificare a persoanelor în nevoie, fie pe partea fizică de ajutor, de sprijin, cu siguranță instituția noastră vă va sprijini. Ne bucurăm foarte mult!